Miss Laureana, canal pentru copii. Salutare tuturor! Noi astăzi vom face un video mai neobișnuit pentru canalul nostru. Noi aici facem curată jucăriile Laureanei. Ea de obicei eu le organizez. Figurini la figurini, păpuși la păpuși, dar de dat și niciodată nu păstrează curățenia. Da, mă rog, e copil, dar am spus că a venit tipul ca ea să se învețe, să-și organizeze singură jucările. Da, Laureana? Da. Și deci astăzi noi ne vom ocupa de organizat. Arată, Laureana, ce avem. Deci avem așa punguțe unde le semnăm, de exemplu, accesorii pentru Barbie. Da? Accesori pentru Barbie, apoi mai avem aici diferite punguțe, vom pune acestea care sunt mărunte pentru jucării care pe deget se îmbracă, Trolls, accesoriile Laureanei, adică bijuteriile. Da, și tot așa mai departe, tot ca să păstrăm totul pe setul. Da, încă să găsim loc la acelea. Ca să fie ușor. Nu viștile, noi facem râs. Nu copii, nu. Noi nu facem râs, noi facem curat. Laureana încearcă să spui, noi nu facem râs. Nu facem dezordine. Deci, Laureana, vom organiza pe seturi, așa cum am cumpărat, așa voi pune. Trolls-uri la Trolls, Hatchimals, jucăriile Hatchimals la Hatchimals sunt punguțe, iar cele mai mari... O scriu, aici o scriu, accesoriile Laureanei. Am terminat jucăriile de organizat și acum arătăm ce nou ne-a reușit. Aici, ca de obicei, vesela. Nu, asta e de la camera. Vesela. Aici trebuie să cureți, Laureana. Bine. Aici ce ai tu? Aici iarăși veselă și fructe cu legume, desigur artificiale, jucării. Arată aici, Laureana, ce ai. Asta, manușa. Ridic-te, manușa. Și iarăși veselă. Lapte. Lapte pentru păpuși. Și mai jos, împinge asta. E asta. Și acolo ce ai? Adoc. Acolo produse alimentare, da? Ketchup. Muștar. Biscuit. Sausage. Și acolo ce ai? Laureana are aici pizza. Așa. Și jos ai legume, tot din lemn de tăiat. Cuțetul nu știu unde e. Închide. Deci așa am organizat. Laureana are foarte multe jucării. Deci aici ce are, Laureana? Căsuțe, Mr. Potato, căsuța la Trolls, asta cu căsuță doar așa pentru poșta, am pus-o aici sus, căsuța, încă o căsuță, da, încă o căsuță, globul Laureanei, păpușa de coafat și tot ce trebuie pentru spălat. Da. Și cum am organizat noi toate jucăriile astea mai mici. Uite, Laureana, mai mic acum cum noi am pus. Deci aici avem colecția de figurine mici și de data aceasta noi am hotărât să le punem, de fapt eu am hotărât să le punem în așa pachete. Deci aici Barbie, accesorii. Da. Aici avem Lego, rămășițe, Hatchimals. Desigur, astea nu sunt toate jucării Laureana, noi mai avem. Asta colecția de ponei. Da. Prințese. Jucările Barbie v-am arătat. Bijuterii de Laureana. Trolls. Și așa mai departe. Asta pentru degete. Jucării care se îmbracă cu degete. Da, aici e clar, da? Am pus jocurile mai moderne. Așa ceva, magnete. Cum se numește? Magformers. Magformers se numesc. Spinnere. Pune aici înapoi. Haide pe jos să trecem cu toate. Aici jucăriile de pluș, cele mici, desigur, că noi mai avem încă două bagaje mari. Da, astea sunt cele mai mici. Închide. Așa repede noi arătăm. Și aici avem păpoși. Sigur că sunt doar cele mai micuțe, că iarăși mai avem multe, dar sunt ascunse pentru că dacă le scoți pe cele. Și aici, Laureana, uite ce ai. Seturile mici de jucării, puține. Majoritatea, dacă-i sete, sunt mai mari. Aici, jucării mixate medii, de mărime medie. Aici avem Play-Doh, tot ce trebuie pentru Play-Doh. Iar aici avem figurine mari. Tot fel de figurine. Asta e interesant. Aici avem gentuți și hăinuțe pentru păpuși. Aici avem iar jucării mixate mici. Da. Următorul. Aici avem jucăriile care le folosim pentru experimente diferite. Da. Iar aici avem pentru plajă, tot ce trebuie pentru plajă aici avem. Da. Și uite așa, și sus. Da, Laureana, și tu acum ții minte, o să ții minte care și unde stă. Iai un set, te joci cu dânsul, îl aduci înapoi și iai următorul. Apropo, dacă doriți să vedeți mai în detaliat toate jucăriile Laureanei, presupunem că vreți să vedeți căsuțele, ce căsuțe are ea, sau oricare alte jucării, scrieți-ne în comentarii și noi vom vedea cât doriți să vedeți și poate facem un video cu jucăriile Laureanei mai detaliat. Noi avem foarte multe, încă aceasta este colecția, aș zice eu așa, de plastic. Noi avem colecție din lemn, acolo foarte multe puzzle-uri, mai mult de logică. Și apoi avem jucării de pluș foarte multe. Și mai avem și păpuși. Da, acesta încă de la ziua Laureanei. Tot așa și noi ne putem decide să-l aruncăm. Poate îl donăm cuiva, da? O spunem pe Facebook a cui zi de naștere și vrea să facă în această temă cu Elsa și cu Ana. Nu vrei să-l dăm? Nu? Îl mai ținem? Da. Bine. Scrieți-ne cum voi vă organizați jucăriile voastre și dați-ne și nouă idei. Și Laureana, le vă ține la loc? Da? Vei păstra curățenia? Scrieți-ne dacă v-a plăcut acest video. Dacă da, știți ce să faceți, apăsați butonul like și desigur nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați când când încărcăm un nou video. Laureana vă spune la revedere! Până data viitoare! Pa, pa!